Ok, hei, bună tuturor, eu sunt Asenavier, acum sunt în parc cu o prietenă, doar că ea nu vrea să apară în vlog, așa că bună! Bună, oameni, n-am voce fotogenică. Deci, da, acesta va fi un daily vlog sau un vlogmas, pentru că am să vă arăt și cum este decorată. Banca din parc? Da, pentru că vreau să vă arăt și cum este decorat satul meu. Bacea. Super. Sau să vă arăt cum este decorată comuna mea sau satul meu. Nu știu, dar în fine. Grădina botanică. Acesta este parcul comunei Macea. Iar acum turul parcului cu Asenav. Aceasta este vechea mea școală din România, care este în renovare de 2 ani. Dar am foarte multe amintiri aici. Chiar acum mi-am adus aminte că eu pe Daria nu o suportam de fel și mă certam cu ea aproape în fiecare zi, dar că nu știu din ce motive, pentru că chiar n-aveam niciun motiv să mă cert cu ea, dar da, probleme de clasa a doua. Știi că ne jucam ce făceam cercul la ora de sport. Uh-huh. Și am plâns o dată când m-am la șapii. Vlogmasul acesta se pare că se transformă în amintiri din generală. Sau amintiri din copilărie, pentru că v-am arătat foarte, foarte multe locuri în care umblam eu atunci când eram mai mică. În care mergeam, na. Aici am încercat să vă arăt castelul, bine, pancarda castelului Cernoviș, despre care se spune că este bântuit și se mai spune că la miezul nopții se aude un pian cântând și dacă vreți, poate atunci când o să merg în România am să fac un vlog paranormal acolo. Dar pentru asta chiar acum trebuie să mergeți în secțiunea de comentarii și să faceți acolo mare spam cu hashtag un pian posedat. Apropo, aceasta a fost biserica comunei Macea și îmi place foarte, foarte mult această căsuță, acest ornament de Crăciun, această decorațiune. Da. Este grele limba română. Ok, în videoclipul meu s-a terminat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe sau abonează-te, doar că cu două clopoțel ca să primiți notificarea atunci când am să postez următorul meu vlogmas sau daily vlog. Iar din păcate, Daria nu prea vrut să intre în acest videoclip. Ok, pa! Nu uitați să vă abonați ca să vedeți următoarele mele videoclipuri. Pa!